Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. O altă dimineață, că așa ne place nouă, să ne trezim cu noaptea în cap. Nu ne lăsăm, dragii mei, că nu e ok să ne lăsăm așa purtați de somnicul ăla dulce de dimineață și ne trezim cu noaptea în cap, în formație completă. Nu lipsește nimeni. Bună dimineața, Andra! Bună dimineața, Bianca! Bună dimineața! Și bună dimineața, Rosi, bineînțeles! Bună dimineața! Așa e la noi aici, la Hunedoara 1 TV. Ne-am înmulțit, așa să spunem, pentru că cu fiecare zi în plus în viață căutăm să aducem încă un plus valoare zilei pe care urmează să o întâmpinăm cu toții. Noi, cei care facem presă, dumneavoastră, cei de acasă, care la momentul ăsta vă beți cafeaua, căutați prin dulăpior câteva hăinuțe să vă pregătiți așa de o nouă zi de serviciu, sau ceilalți care sunteți în vacanță, dragii mei, și nu sunteți în fața micilor ecrane, dar sunteți alături de noi pe Facebook sau pe YouTube, pentru că știți, digitalizarea asta a prins amploare și mergem cât mai departe de casă, peste tot în lume, acolo unde dumneavoastră, cei care ne urmăriți, vreți să știți ce se mai întâmplă pe aici, pe acasă, acasă la noi aici în județul Hunedoara. Eu nu sunt din județul Hunedoara, nu sunt hunedoreancă, dar m-am îndrăgostit de acest județ pentru că atunci când am venit în județul Hunedoara în 94, am găsit aici, în 96, am găsit aici oameni faini și oameni așa de treabă care m-au adoptat și mulți dintre ei uită că de fapt nu le-am fost elevă, n-am crescut la școlile, colegiile din județul Hunedoara, dar am un respect deosebit pentru acești oameni, pentru că cumva reușesc ei așa să-mi arată în fiecare zi cât e de frumos acest județ. Și povestim în fiecare zi când avem ocazia și când vin pe teren alături de dumneavoastră, atunci când vin cu misiunea de reporter, găsesc oameni care îmi dau lecții de viață. O altă lecție de viață am primit-o de la cei din jurul meu când mi-au spus că județul Hunedoara mai are un tezaur uman viu. Nu e doar Nenea Perabulz, că mai e un om care de foarte mulți ani, de fapt toată viața domniei sale și-a dedicat-o în a arăta lumii, mapa mondului, nu doar nouă hunedorenilor care trăim aici, că județul ăsta este un județ deosebit, că din toate punctele de vedere are valoare și valoarea culturală pe care eu tot încerc să o aduc din nou în atenția noastră, în atenția celor care uităm că de fapt fără istorie, fără străvechi, fără lada de zestre a oamenilor, a omenirii, a românilor, a acestui popor, de fapt uităm cine suntem și ne lăsăm prinși și ademeniți de problemele de zi cu zi, de acele facturi de curent, acele facturi de gaz, concediile scumpe la mări exotice, parcă uneori ne fură și uităm să mulțumim și să dăm cezarului ce e al cezarului și să dăm istoriei și celor care păstrează cu sfințenie ce ne-au lăsat bătrânii noștri, uităm să dăm respectul cuvenit. Acum, eu mi-am făcut mea culpa, am luat telefonul, am zis Google probleme, bă, prietenul meu, și am întrebat cine e Mircea Lac și am rămas surprinsă, pentru că e vina mea că nu știu cine e Mircea Lac și în momentul în care mi-am asumat această vină, am rugat-o pe Petronela Tămaș, colega mea, să dea un telefon
și să-l roage pe domnul profesor Mircea Lac să vină alături de noi la Dale Dimineții. Nu o să reușim, dragii mei, în 50 de minute să răzbatem tot ce a făcut acest om pentru județul Hunedoara. Dar putem, dacă încercăm, să-l invităm de mai multe ori alături de noi și să o luăm pe etape. Începem cu cine e de fapt Mircea Lac și să-l întrebăm unde s-a născut. Prima dată îi spunem bună dimineața! Să rămână! Vă mulțumesc pentru efortul pe care l-ați făcut și ați venit alături de noi. Cu plăcere! Și să știți că e o onoare să vă cunosc și poate nu o să-mi găsesc toate cuvintele potrivite, pentru că eu descoper în fiecare zi că Dexul e sărac când vorbim despre toată bogăția pe care o am primit-o de la străbunii noștri. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele foarte frumoase spuse la adresa mea. Cuvinte care mă obligă să vă spun că eu am un nivel de cunoștințe destul de scăzut. Și pe lângă asta și vorbesc rău. E adevărat că o viață întreagă am căutat să scot în față elementele culturii tradiționale. Pentru că cultura tradițională este cultura noastră întemeietoare. Tradiția, cum spuneați și dumneavoastră, arată cine suntem, ce suntem și ce am putea face în viitor. Acum, noi poate că poporul român suntem un pic diferit față de alte popoare din jur, după cum spunea Mircea Eliade, scria că noi am suportat eroarea istoriei. Sute și sute de ani am fost călcați de popoarele migratoare și a trebuit să ne acomodăm condițiilor de atunci. Ana Blandiana se referea într-un interviu cu puțin timp în urmă la perioada actuală și zicea, probabil se referea și la Revoluție, știu eu, sugerând că am avut un eșec în timpul Revoluției, și spunea că suntem un pic diferiți pentru că noi, aici, în locul unde trăim, încă ne batem cu munții în capete. O parabolă superbă despre ceea ce se întâmplă încă la noi. Bianchi de geam. Ei, acestea fiind spuse, vreau să zic că încerc încă să continui de a promova cultura tradițională prin elevii mei mai ales, fiindcă de-a lungul timpului am avut la clasa de artă tradițională sute și sute de elevi, copii foarte interesanți și foarte capabili ca să facă lucruri extraordinare. Toți copiii sunt capabili, numai că trebuie noi să le descoperim, știu eu, vocația. Eu am avut norocul să am copii cu vocație deosebită pentru domeniul artei populare în general și ei s-au și dezvoltat ca atare și privesc în urmă cu mare mulțumire. Și acum, dacă mă gândesc, am elevi care au terminat facultatea pregătindu-se în conservare-restaurare. Zeci de elevi care au făcut conservare-restaurare. Am elevi acum care, de exemplu, Teodora Raicu își dă doctoratul la Viena și datorită calităților ei deosebite este trimisă în toată lumea să reprezinte universitatea. Cu ceva timp în urmă a fost la Tokyo, acum mi-a dat telefon și mi-a spus că merge în Australia să reprezinte Universitatea din Viena. Am o fostă elevă, Laura Vălean, care și-a făcut masteratul la Lisabona în hârtie veche și fotografie în restaurare
Și datorită lucrărilor care le-a făcut în timpul masteratului, are acum tot felul de, știu eu, invitații la cele mai mari muzee din lume. Am înțeles că a hotărât să meargă la Amsterdam să lucreze. Am altă elevă care se perfecționează în podoabe tradiționale. Ioneș Alexandra, care și-a făcut masteratul la Lisabona și acum are un stadiu de pregătire în Malta. Am alt elev, Andrei Buda, care a făcut a doua facultate în limba engleză ca să poată să stăpânească termenii specifici din domeniu. El s-a specializat în culori naturale, în chestiuni de chimie organică și anorganică, foarte complexă, legată de specificul artei populare. Acum își dă doctoratul. Am o fostă elevă, doamna Cristina Dăneasă, care e profesoară la Sibiu, la universitate, și predă chiar conservare-restaurare. Și așa mai departe. Deci am o mulțumire sufletească, mai ales că ei, când vin la Deva, neapărat mă caută să vadă ce mai fac și au și impresia că eu dețin niște cunoștințe pe care nu le dețin. E modest, domnul profesor. Am în mână, o să dau citire unui articol pe care l-am găsit scris de colegii noștri. Exact ce eu v-am spus, dragii mei, nu inventăm roata, noi doar o învârtim, au inventat-o alții înaintea mea. Puteam să fac o mișcare de cuvinte, că asta putem face, să ne jucăm cu aceleași cuvinte și să spunem de fapt același lucru. Și atunci eu nu fac nicio modificare și dau citire unui text. Născut la 19 iulie 1945, e tezaur uman viu, spune UNESCO din 2018, deși am aflat de la domnia sa că a fost ceva cu ceva ani înainte, doar hârtia atestă că e 2018, o să ne povestească imediat. Meșter și dascăl de mare valoare culturală, aflat de peste 40 de ani în slujba păstrării și promovării artei și meșteșugurilor străvechi, Mircea Lac este purtător de excepție a unor modele culturale tradiționale. În prezent este singurul meșter care stăpânește cu desăvârșire meșteșugurile milenare pădurănești ale legării lemnului în cositor, ale confecționării tiparelor de piatră pentru turnat, zimți de balți. Cataramele și pandativele de cositor, cât și confecționarea podoabelor ce înnobilează costumul pădurănesc al femeilor. L-ați văzut de foarte multe ori aici în emisiune. Povestim imediat. Lanțuri cu ciorcoloț. Cu ciorcoloț. Lanțuri în scărică. Lanțuri cu chei și inele. Lanțuri șerpești, balți, cingătoare și balți pe chici. Adică ceva de șolduri, am de înțeles. Pe șolduri. De asemenea, este singurul meșter care mai confecționează după tehnici originale și cu materiale autentice celebre obiecte ceremoniale ale nunții pădurănești, pe care noi o vedem de fiecare dată când mergem la Lelese, la Cerbăl, la Păienița Voinii, acolo acasă la fiertat Drăgan Muntean. Șocanul de nuntă, nu ciocanul. N-am citit. Șocan de nuntă, așa-l denumesc ei. Șocan de nuntă. N-am citit rău de data asta. Și bâtul de nănașă. Na, dragii mei, Dexu mi-a dat o mare problemă în dimineața aceasta, pentru că sunt foarte multe necunoscute. Nu mai e o ecuație. Deja am mai multe ecuații. Lipitul lemnului în cositor sau ceva de genul. Legatul lemnului în cositor. Ce vrea să însemne tiparelor de piatră numit zimți de balți, adică din piatră se făceau matrițe în care se turnau, exact. Am înțeles eu bine? Exact, da. Acum, zona asta pădurenilor e o zonă de excepție.
Elena Secoșan spunea că e o enclavă în care se păstrează încă elemente legate mulțumesc, de tradiție, mulțumesc, cu o vechime chiar de mii de ani. Și este adevărat, este o zonă nu numai de interes județean sau național, chiar de interes mondial, pentru că aici încă s-au păstrat, datorită faptului că erau mai izolați un pic, știu eu, și în folclorul muzical, și în obiceiuri, și în datin, și mai ales în meșteșuguri, chestiuni foarte vechi, care s-au perpetuat din generație în generație, cum ar fi și costumul pădurenesc al femeilor. E o adevărată... Acum se întâmplă o mutație odată cu perioada asta actuală, când s-au făcut și drumuri acolo, ei, o parte dintre pădurene au și plecat prin străinătate, au avut contact cu industria în județ și așa mai departe. Se întâmplă mutații foarte repezi și în costumul pădurenesc. Apar tot felul de elemente străine, cum ar fi florile alea înfiorătoare. Ei aveau o ornamentică pur geometrică și fiecare lucru însemna ceva, pentru că în trecut, în vechime, nimic nu era întâmplător. Orice făcea omul, făcea că avea o semnificație, avea un sens. Pe lângă faptul că era util, era și ornamentat sau crestat sau pictat cu un semn care era un semn magic, îl apăra de ceva, îl păzea. Acum, sensurile respective au cam dispărut, nu se mai știe mare lucru despre magie, însă pădurenii au perpetuat, știu eu, și costumul popular și meșteșugurile la fel, pentru că ziceau că așa trebuie. Deci, prin tradiție, așa trebuie, așa e bine să se facă. Eu chiar am făcut un șir de expoziții. Adică ideea mi-a venit de la altceva, de la xilogravurile de la Munceanu Mare. Xilogravura e o tipărătură făcută după o ștampilă gravată, sculptată pe lemn. Și acum dumneavoastră știți că icoana pe sticlă cea mai veche se făcea la Nicula, lângă Gherla. Da, știm. E, acolo, lângă Gherla, era un sat care se numea Hășdate. La Gherla, tot satul, la Nicula, tot satul făcea pictură pe sticlă, la Hășdate toată lumea făcea xilogravura. De unde o fi apărut obiceiul, se presupune că un localnic care ar fi lucrat la Mănăstirea Neamțului xilogravură, a venit înapoi în sat și a început să facă și el. Și după aceea tot satul a făcut xilogravură. Xilogravurile lor, mai ales a câtorva dintre meșterii mai dotați, cum ar fi Pop Gheorghe, există tipare de ale lui în mari muzee ale lumii, considerate opere de artă deosebite. La Sofia, la în multe muzee. La noi sunt un număr impresionant de stampe de-a lui Pop Gheorghe la Academia Română depozitate. Ei, în urmă cu vreo 15-20 de ani am fost la Munceanu Mare, am văzut xilogravurile, nu a fost descoperirea mea, am citit în o carte a lui doamna Panait, Ioana Cristache Panait, despre arhitectura județului Hunedoara, scria despre xilogravuri și m-am dus să le văd. Și într-adevăr era un lucru extraordinar. Toți pereții erau tapisați cu xilogravuri. Crâznicul de la biserică care ne-a deschis, ne-a spus că
au de gând să le ia și să le țâpe că astea sunt vechi și că o să pună icoane din astea violent colorate, moderne. Eu m-am înspăimântat, m-am dus pe la cultură, la patrimoniu, să spun, uite ce valori și pericol să pierdă. Ei sau persoana de acolo s-o cam supărat puțin că îi dau de lucru, că nu puteam să-mi văd de treabă. I-am spus despre ce e vorba, în fine, că trebuie interveni și la protopopiat, că trebuie în multe părți. M-am angajat să-i ajut cumva, dacă am văzut că i-am deranjat, să merg să vorbesc la protopopiat. Am fost și am vorbit cu protopopul, a fost interesat, m-a întrebat de câteva ori câte sunt valoroase, mă rog. Însă am vorbit și la Muzeul Țăranului Român, că eu participam la multe acțiuni de ale lor, am fost și în străinătate cu ei de multe ori și o cunoșteam bine pe doamna directoare Georgeta Roșu. Și am spus despre xilografuri și zice, vai Mircea, astea trebuie salvate cumva, astea sunt o valoare extraordinară. Eu, uite, îți trimit o echipă, ei erau, aveau pe vremea aceea niște laboratoare foarte perfecționate în privința asta, zice, îți trimit o echipă fără nicio pretenție bănească să le ia, că astea se sfărâmă, că după 200 de ani hârtia a devenit friabilă. Să le aducă la noi, să le tratăm, să le facem să devină, știu eu, să nu se mai sfărâme și vă facem copii identice să le puneți în biserică și originalele le puteți pune la muzeu sau unde doriți voi, ca să nu fie și pericolul să dispară. Am spus și varianta asta de la protopopia, mi s-a spus nu faceți nimic până când foarte bine v-ați gândit cu Muzeul Țăranului Român, dar trebuie aprobarea Arhiepiscopiei de la Arad. Și eu imediat vă dau telefon cum avem aprobarea și acționăm. După 3 zile am aflat că toate au fost luate din biserică. Preotul cu încă 2 persoane au fost și au dispărut toate. Nu se știe nimic nici astăzi despre ele, unde s-au dus, ce s-a întâmplat. Dar pare valori. Foarte rău că parcă măcar din cauza mea au dispărut. Da, măcar să sperăm că n-au pierit. Să sperăm. N-au pierit. Eu am apucat să le fac fotografii. Am făcut și o expoziție cu fotografiile respective și din cauza asta m-am gândit pădurenii erau apropiați de imaginile astea, pentru că ele erau cele mai ieftine imagini de pus în biserică. Icoanele pe sticlă erau mult mai scumpe, ne mai vorbim de celelalte pe lemn și așa mai departe. Pădurenii fiind oameni modești din punct de vedere material și-au cumpărat ce puteau să cumpere. Și mai ales că erau făcute de meșteri țărani, erau pe înțelesul lor, înțelegeau perfect ce vreau să exprime icoanele respective. Deci era o părticică din sufletul lor aceste reprezentări xilografiate. Și atunci m-am gândit să fac xilogravuri cu motivele de pe costumele populare. Ce frumos! Cu elevii mei, evident. Am discutat, am cercetat anumite motive care aveau încă o denumire, am încercat să le aflăm semnificațiile, bineînțeles, din dicționarele de simboluri, că n-aveam de unde din altă parte. Și am făcut câteva expoziții. Am făcut la muzeul doamnei Florica Zaharia de la Băița. Așa. Am făcut la muzeul din Sibiu, am făcut la muzeul Astral la Sibiu, am făcut expoziție la muzeul satului Bănățean cu ele. Chiar acum, în iunie. Eu am pornit de la ideea să merg cu tiparele în satele pădurenești și tinerii să-și facă ei, cu mâna lor, să facă pe negativ tiparul, să
tipărească, să zic, uite, bă, eu am tipărit-o și asta, o purtat-o, bunica, au avut-o, ia, ce uite ce înseamnă. Însă n-am reușit, să știți că n-am... Dar mai putem încerca. Dacă punem mână de la mână, umăr de la umăr, să știți că nu sunteți singuri. Eu, uite, n-am reușit să captez interesul oficialităților din comunele. Nu li s-a părut un lucru foarte important. Mai putem încerca. Așa. Cam asta am făcut legat de xilogravură. Acum eu încerc și nu vă colaborez foarte bine cu Centrul de Cultură și Artă și am un sprijin major în domnul manager Ciprian Roman, care vrea să facă multe lucruri bune pentru păstrarea tradițiilor și pentru cunoașterea elementelor tradiționale care le mai avem încă. De aceea am și scos împreună câteva cărți pe care le aveți până să le arătăm cărțile, că eu țin aici o bogăție, dragii mei, în mâinile mele și colegii mei țin o bogăție de imagini descărcate despre ce urmează. Da, mi-ați spus la masă, înainte să intrăm în emisiune și pe urmă vă arăt și despre ce este vorba și cărțile, mi-ați spus că județul Hunedoara, ceea ce eu spun în fiecare dimineață și vă rog frumos că uite, am găsit și omul care îmi confirmă, e cel mai bogat județ din punct de vedere... Are cele mai multe zone distincte etnografice din țara românească și vă dau un exemplu. Primul obiect care a fost dus în Muzeul Astra la Sibiu a fost din județul Hunedoara, Moara de la Dăbăca. Primul obiect și prima fotografie care au constituit Muzeul Etnografic al Transilvaniei a fost de pe Valea Mureșului, la confluența cu Străiul. O fotografie cu un pescar și obiectul cu care pescuia țăranul respectiv e în muzeu și am pe poză și scris de Romulus Vuia că a fost primul obiect. Deci județul Hunedoara prezenta un interes deosebit și față de etnologii și etnografii din afara județului. Era considerat un punct de referință pentru etnografia. Ei, dragii mei, eu în această dimineață am aflat, știți, bancul ăla cu Ghiuri și cu Ion, știți? Nu contează, eu ieri am aflat. Așa și eu. Astăzi am aflat că prietenii mei de la Centrul de Cultură și Artă, domnul Ciprian Roman, managerul Centrului de Cultură și Artă, prin Școala Populară de Artă, care e afiliată centrului, nu fac doar muzică, comorile acelea pe care noi, eu le tot aduc în emisiuni, oamenii, că până la urmă oamenii fac lucrurile diferit. Oamenii ăștia au strâns între coperțile cu ajutorul și sub directa oblăduire a domnului profesor, nu se vede, e prea alb, când am deschis cartea, prima carte zice că e Valori Hunedorene numărul 1 din 2021, Cântecul Zorilor și Bradului în spațiul hunedorian. Și dacă o deschid, am încercat să o deschid la cameră, dar nu se vede, Zibia face niște semne, ceva, nu știu ce vrea, Bianca, mamă, putem să citim, dragii mei, avem aici și poze cu tot felul de, dar avem imprimări în mod direct a cântecelor, ceea ce exact ce povesteam în emisiuni, sunt pe note, cineva a reușit să pună pe note cântece foarte vechi din zona Bradului. Greșesc? Sunt două chestiuni distincte. Așa, aici. Vă rog. Cântecul Zorilor și Cântecul Bradului. Cântecul Zorilor? Se referă la anumite carte, se referă la anumite obiceiuri tradiționale din cadrul mormântării și din cadrul procesiunilor care se făceau cu, în cazul când cineva murea.
Am înțeles. Acum, noi avem niște credințe străvechi care încă se mai păstrează în unele locuri, deși au apărut mult înainte de apariția creștinismului, dar creștinismul a avut, știu eu, înțelepciunea de a le adopta și de a le aduce într-o formă religioasă potrivită ortodoxismului, să zicem. Cântecul zorilor. La prima auzire mi s-ar părea că e vorba despre un cântec care se făcea în zorii zilei, nu? Da. Însă nu-i deloc așa, pentru că se referă la zorii altei vieți. Ce frumos! Adică omul moare, așa. Se face toată ceremonia, dar trebuie pregătit și pentru lumea cealaltă, pentru o altă viață viitoare. Și avem aici în carte poezii cutremurătoare, pur și simplu, despre drumul sufletului, despre, începând prima dată cu semnele morții, cu moartea, cu drumul sufletului, cu ce trebuia să facă oamenii ca drumul ăsta să fie mai lin, mai, fiindcă noi în tradiție nu aveam rai și iad. Pur și simplu nu aveam noțiunile astea, era lumea cealaltă, însă dacă erai un om păcătos care a făcut lucruri foarte rele, drumul ăsta putea să nu se mai sfârșească niciodată, putea să fie numai prin mărăcini, numai prin ape tulburi, numai prin, dacă erai corect și cinstit, aveai posibilitatea ca să faci drumul ăsta mult mai ușor și să ajungi pe lumea cealaltă unde te așteptau strămoșii cu mese întinse, cu făclii aprinse, cu pahare pline, cu veselia. Cam asta era concepția despre moarte și viața viitoare a strămoșilor noștri. O concepție foarte interesantă. Foarte interesant, dragii mei. Am întrebat și eu unde găsim cărțile, mi-a spus domnul profesor. Acum eu, să știți că m-am documentat din cărți de specialitate. Asta vreau în bibliografie, Cântecul Zorilor și Bradului. Arghezii, Bacovia, Lucian Blaga, Brăloiu Constantin, toate astea le găsiți, dragii mei. Văd și pentru glosar dialectual, adăpa, amărsân, aș bănat, carte, cârcă, cuvinte pe care nu le mai folosim, cuvinte, dar le găsim aici, dragii mei, în această carte. Acum, Centrul de Cultură și Artă, da, v-a ajutat, asta știm, colecția Valori Humnedorene, cine v-a ajutat să culegeți toate astea? Cine v-a ajutat în cercetare? În general le-am făcut singur, însă am mai avut și ajutor din partea personalului de la centru. Da? Mai ales în ultimul timp vreau să scot o viitoare carte cu... Ajungem la ea, dar mergem la cartea numărul 2. Nu la asta la care ajungem, la cealaltă care la va urma. La cealaltă care va urma, deja știm că va urma una după... Da, deja am mult material strâns legat de ce au scris mari etnologi și specialiști ai țării despre județul Hunedoara. Articolele lor să le reproduc în cartea respectivă. Și m-au ajutat personal colegi de la Centrul de Cultură și Artă ca să culeg, fiindcă nu le-am putut descărca. Sunt pe internet unele, însă sunt niște condiții descărcate, știu eu, la începuturile internetului și sunt foarte greu. Și nu pot fi, și mă ajută mult în direcția asta. Patrimoniul etnologic din satul hunedorian de Odinioară. Am plecat din 2021 și mergem în 2022, dragii mei. O altă carte. Eu merg foarte des la Centrul de Cultură și Artă. Nu știu cum mi-a scăpat. N-am înțeles, nu o să înțeleg niciodată
cum n-am știut de aceste cărți, o să fac o cercetare amănunțită de ce nu mi s-a spus. Oamenii mergem o dată sunt foarte modești oamenii de acolo. Domnul Ciprian Roman mereu îl facem cu greu să vină și să vorbească despre realizări. Eu le spun comorile județului Hunedoara. Cartea pe asta am răsfăit-o că sunt mai curioasă, aici am fost mai curioasă și mai cu drag. Ne povestiți ce găsim între coperțile cărții, despre ce ați scris aici. Cred că sunteți cel mai în măsură să ne povestiți. Păi în prima parte am trecut în revistă câteva lucruri legate de istorie, privite în prisma subiectului cărții. De istorie, de obiceiuri, de carte veche. Și după aceea am prezentat monumentele care le avem noi luate din județul Hunedoara și duse în muzee din țară. Mai ales la Sibiu, unde avem foarte multe, la Cluj, la Muzeul Satului din Cluj, la și la alte muzee din țară. Gospodărie din satul Alun, Rosi și cu Bianca au fost la Alun, au găsit acolo niște oameni foarte gospodari care s-au dezvoltat și uite, duc mai departe din comuna Bunila. Acum mai e posibil să nu mai găsiți pe nimeni. Nu, au fost acum de curând, avem și un clip, lapte din Alun. Câțiva locuitori mai sunt? Mai sunt, dar uite că nu pleacă și nu cedează, sunt tineri. Dar știți cum îi porecle au pădureanii pe cei din Alun? Cum? Albine. Albine? Da. Erau harnici? Din cauza că erau harnici. Și albinele sunt esențiale vieții. Se spune că viața pe pământ se va opri în momentul în care va muri ultima... Deci s-a sesizat foarte bine hernicia lor, fiindcă așa erau denumiți. Ați văzut, cum spun Dumnezeu, cum? Șura cu două grajduri la capete și cotețul pentru porci. Da, adevărat, tot harnici. Piuă și văioagă din Jieț, de la Petrila. Deci, dumneavoastră, efectiv, ați bătut prin paginile acestei cărți. Nu, am fost și am fotografiat în muzee toate obiectivele. N-am avut curajul să vă întreb. Chiar ați văzut fiecare... Da, le-am fotografiat, spozele mele. Deci, e minunat. M-am documentat după aceea în legătură cu subiectele respective. Nu a fost o muncă ușoară. Biserica din Bejan, asta trebuie să o arăt. Biserica din Bejan a ajuns... E la Muzeul Țăranului Român și acolo în poză e o chestiune foarte interesantă. Crucea, biserica și un bloc modern. Modern. care se profilează. Deci e extraordinar, asta trebuie văzut. Da, foarte frumos. Foarte frumos. E o comoară. Trecem la următoarea comoară că mai avem. Nu avem cum să... Nu ne ajunge spațiu de emisie. Am zis 50 de minute. Nu o să fie suficient. Volumul 3 din Țara Hațegului, povestiri de Ioan Pop Reteganul. Și aici mi-a spus că el spune ceva despre Țara Hațegului. Acum, Ioan Pop Reteganul a fost învățător în Țara Hațegului. Așa. Au cunoscut foarte, foarte bine lumea de acolo și pur și simplu a fost îndrăgostit de Țara Hațegului. Scrie el undeva, chiar aici scrie, despre Țara Hațegului, că este chiar un adevărat rai pământesc. Face el așa un fel de o descriere asemănătoare puțin cu descrierea Ardealului al lui Bălcescu. Dacă a spus că, eu vă spun, România e grădina Maicii Domnului și eu am înțeles de la alții, n-am inventat eu, iar eu am spus despre Țara Hațegului că nu e colț, e bucată de rai, pentru că nu suntem în colțul nimănui, suntem în bucata noastră de rai și județul ăsta e o bucată din raiul
Maicii Domnului. Vreau să cred că, spunem, mi-a făcut rai din ce am. Nu avem cum să ne facem rai din ce avem. Raiul e destinația finală și prin aceste trei volume, dragii mei, putem să vedem asta cu siguranță. Mai avem doar 10 minute din emisiune. Acum în carte sunt și vreo 20 de poezii. Am văzut. Scrise, culese de Reteganu, din Comitatul Hunedoarei, care n-au mai fost publicate niciodată, să știți. Reteganu are la Academia Română mulțumesc, Biav. Vreo 6.000 de poezii care n-au fost publicate niciodată. Și eu am reușit să obțin 20 de poezii, 19 poezii. Și le-am publicat pentru prima dată în cărțulia asta despre Țara Hațegului. Sunteți binecuvântat, iar noi că suntem contemporani cu dumneavoastră, fără dumneavoastră am pierde aceste valori inestimabile. Mulțumesc, cred că n-am făcut altceva decât să-mi fac datoria cât de cât profesională pe care o am și... Da, când e vorba de datorie, e foarte greu că nu mai știm datoria cui și când e. Mai avem, vreau să vorbim 5 minute despre următoarea carte. Dragii mei, vine și volumul 4. Îl avem, cred că, în premieră, bucăți din el, Centrul de Cultură și Artă, alături de domnul profesor, 2024, Ținutul Hunedoarei de acum 100 de ani. Nu pot să cred. Ce va fi? Despre ce va fi următoarea carte? 100 de ani de Hunedoara, de județul Hunedoara? În urmă cu 100 de ani și mai bine, un alt mare etnograf și etnolog român, Romulus Voia, care și el era îndrăgostit de Țara Hațegului. Nu întâmplător, Țara Hațegului asta și zona Pădurenilor au fost sesizate ca zone extraordinare și distincte din România și de aceea interesul așa mare al oamenilor mari de cultură a fost trezit aici extraordinar. Romulus Voia a fost profesor în Hațeg, cred că înainte de primul război mondial. El a fost, făcând plimbări în jurul Hațegului, a văzut frumusețele locului, a văzut costumele lor, care erau deosebite față de costumele din alte părți, și a început să facă fotografii, specializându-se în etnologie și etnografie. Cred că a făcut cele mai frumoase poze el și un colaborator al lui, un englez, Denis Galloway, care venea și cu o aparatură performantă din Anglia, au făcut probabil cele mai reprezentative fotografii ale portului și mai ales ale podoabelor capului la femei, fiindcă ele scoteau în evidență niște caracteristici deosebite ale portului din Hațeg și din Pădureni. Fără pozele lor, poate că nu știam mare lucru despre zonă și despre portul de atunci. Eu consider că pozele acestea de o valoare extraordinară. Eu câteva poze am, vreo 150 în carte. Nu am dezvăluit decât puține din ele, am mai lăsat să dezvăluiți și la lansare. Clujul, Muzeul Etnografic din Cluj are mult mai multe. Eu am obținut aprobarea dânșilor ca să public aceste fotografii și am încercat fiecare fotografie să o comentez în dorința de a veni în sprijinul celor care vor să știe lucruri despre timpul respectiv, despre costume, despre ocupații din vremurile acelea și care, informații care s-ar putea să le fie folositoare. Știu eu, în lucrări de diplomă, în lucrări de masterat. Sper să vin în ajutorul. Când o vom publica? Păi deja e la tipografie, să vedem. Nu vă pot spune, poate că până la Salonul Cărții apare.
Doamne ajută, sperăm, sperăm să fim acolo. Eu una promit să fiu acolo dacă Dumnezeu îmi dă zile și dacă mă lasă pe pământul ăsta să-mi duc menirea la capăt. Nu ne luăm la revedere, e vineri, un PP, Andra, te rog, din suflet. Ha, mi-a spus Pepeu. La Ilia, în această seară. Mâine. Iar am greșit. Iar și ieri am greșit. Sâmbătă, nu vineri. Azi e vineri. Eu, la mine, deja a început weekendul. Da. La Ilia, stand-up comedy. Prietenii noștri, Alexandra și Paul, ne așteaptă la terasa la Coste. Să râdem, dragii mei, cu gura până la urechi, alături de Nathan Ticu și de Varză. Nu plecăm prea departe de casă, că mergem la Hunedoara. Astăzi, și de data asta nu greșesc, vineri, ne ducem la parada portului. Rugămintea mea este, cei care aveți acasă ceva din costumul popular, îmbrăcați-o și haideți la Hunedoara să ne dăm mână cu mână de la ora 19 la parada portului popular. Distracția continuă, că sunt zilele Hunedoarei, dragii mei. Vine Horea Brenciu sâmbătă, ne cântă The Motans duminică, prietenii noștri de la Pragul de Sus sunt alături de noi și, bineînțeles, un spectacol de folclor dedicatul Petricăvița, Tragotul, că ce dacă e din Banat, vin dragii de ei la Hunedoara, la zilele Hunedoarei, să ne întâlnim. Deci, să nu uităm, vineri, sâmbătă, duminică. Mergem și în, la Cerbăl, în Poienița Răchiței, în Poiana Răchițelii. Astăzi, vineri, cinema în aer liber și discotecă, așa ca pe vremea noastră ne așteaptă organizatorii. Mâine e nedeie, ca la noi, la români, Puiu Codreanu și Andreea Chisăliță. Iar duminică, pe tot parcursul zilei, suntem așteptați la Poiana Răchițelei, după Sfânta Liturghie, ne putem întâlni. Putem să vedem, așa cum domnul profesor ne-a povestit astăzi, că avem lucruri minunate în județul Hunedoara, putem să-i vedem pe meșteri cum fac diferite lucruri așa de acolo, de acasă, din Ținutul Pădurenilor. Domnul profesor Salini Șfănoni vine la Poiana Răchițelei, cine vrea să-l cunoască, acolo ne întâlnim. Un spectacol folcloric de înaltă clasă, de la ora 14, Ciprian Pop, Giulia Popovici, Bogdan Toma, că e la el acasă, de Dumnezeu sănătate, așa cum am spus și în această dimineață, Ciprian Roman, același Ciprian Roman, de la Centrul de Cultură și Artă, în poziția de interpret, vocea lui va răsuna în Poiana Răchițelii, Ovidiu Olari, Mariana Suciu, Costel Bogdan, ansamblul folcloric Cerbălan, fac o demonstrație la ei acasă, acolo, în Poiana Răchițelii. Să nu uităm, mergem alături de ei, să ne distrăm, și orchestra ansamblului profesionist Drăgan Muntean, sub bagheta magică a domnului profesor George Câlțea, vor fi cei care vor acompania toți acești artiști minunați pe care i-am amintit și ceilalți care n-am reușit, că nu ne mai ajunge spațiu de emisie. Îmi promiteți că mai veniți într-o dimineață? Da, cu multă plăcere. Mi-ar place să luăm fiecare poză din fiecare carte, nu o să ne iasă, dar măcar să povestim celor tineri care, să știți, eu sunt convinsă că nu știu ce valori avem realmente lăsate de la străbunii noștri. Dar dumneavoastră Descoperi. Putem împreună să descoperi, le arătăm. Însă dacă vreți să comentăm pozele, trebuie să vin de multe ori. Eu vă aștept cu dragă inimă de foarte multe ori. E prima întâlnire, sper să mai fie. Eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți pentru județul Hunedoara și să vedeți că nimic nu e întâmplător, am lăsat-o pentru final. Domnul profesor e născut în județul Alba. Unde mai exact? La Almașul Mare.
Eu sunt născută la Săpeș. Vedeți ce e viața asta când doi albanezi se întâlnesc la dale dimineții. Da, doi albanezi, că suntem din județul Alba, se întâlnesc la dale dimineții și promovează județul Hunedoara. Valori nestemate, comori. Și încă o dată spun, cum am spus și ieri dimineață, Lada de Zestre e pe mâini bune. Cel puțin deocamdată știm că acolo, la Centrul de Cultură și Artă, cineva îl ajută pe domnul profesor să nu se pună praful pe Lada de Zestre a județului Hunedoara. Vă mulțumesc! Cu multă plăcere! Să rămână! Ne luăm la revedere și ne revedem luni. O să venim cu imagini de pe unde umblăm în weekend, eu și Rosi, că avem de umblat, dragii mei. Rămâneți alături de noi luni dimineața, cu siguranță va fi o ediție specială cu imagini, cu cântece, cu voie bună și de la zilele Hunedoarei și din Poiana Rechițelii, că așa ne stă bine la români. E vară, e cald, haide să ne bucurăm, să ne distrăm. Vă aștept alături de noi, de echipa Hunedoara 1 TV și la Hunedoara și în Poiana Rechițelii și la Ilia. Până luni dimineață eu vă spun simplu, așa cum vă spun în fiecare dimineață, vă iubesc, pentru că eu știu cu certitudine că Universul îmi va dărui iubirea mea pentru voi înapoi. Într-o zi, când va fi aia, vom fi aici, la dale divineții.